Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată, suntem pe 15 ianuarie 2018 și găsind un pic de timp liber, m-am gândit să vă fac o lecție. Este și prima zi de 9 ani, la copiii au început astăzi școala, cum bine știm. Și am să vă vorbesc despre funcția de drag. Gradul 2. Da? Funcția de gradul 2. Așa, întâlnim în clasa a noua, funcția de gradul 2. Deci, despre ce este vorba? Dacă vorbim, am pronunțat cuvântul funcție, trebuie să am în vedere cele trei elemente. Legea de corespondență, adică rețeta după care se obțin Y-ii, dându-i valori, dar X și dintr-o mulțime foarte bine precizată, da? În domeniul definiției, și mulțimea Y-celor care apar. Da? Deci așa, domeniu pe domeniu și lege de corespondență. Așadar, o să indicăm că funcția F devine pe... Da, să văd cum este ea, care e legea. Că funcție de lege ne dăm seama de domeniul de ființe. De foarte multe ori, mi se dă rețeta și noi stabilim domeniul de ființe la funcție respectivă. Așadar, F de X egal cu AX pătrat plus Vx plus C, este forma generală a funcției de gradul 2, unde A, B și C sunt niște mere reale, n-am nicio... Deci pot să-l zic întregi, depinde de ce mulțime vorbesc, da? Cu ce fel de coeficienți vă intrăm în discuție. A, B, C, să zicem, sunt reale. Și mai precizez că din clipa în care am A diferit de 0, da? Deci, rețeta este un polinom de gradul 2. Asta trebuie să înțelegem, da? AX pătrat plus BX plus C. Am și când vorbesc de funcția de gradul 1, înseamnă că X-ul la puterea 1 și X-ul la a doua. Și fiindcă am zis A diferit de 0, iată că în clipa asta am spus clar că e funcția de gradul 2. Dacă ar fi 0, să înțelege, ar rămâne Bx plus C, funcție de gradul 1. Așa că, F definită pe F cu valori în F, adică ce înseamnă. N-am niciun motiv de supărare când îmi dau X valori, să găsesc X și Y, și corespunzător, dar X-ul de data asta este orice număr real, indiferent. Are loc ridicarea la pătrat, un număr real, operația de mulțire, da, și toate chestia asta mare, în el sunt definite. În concluzie, F e definită pe el, domeniul definiției, iar Y care apar sunt numere reale. Da. Așadar, am definit funcția foarte, foarte bine. Acum, povestea este, în general, a studia o funcție înseamnă a găsi mulțimea Y-celor. Deci, îndată ne interesează, pentru un model clar, un anumit exemplu, ne interesează să descoperim care sunt Y-ii aceia. Cam care e mulțimea Y-ilor. Știind că X-ii parcurg o anumită mulțime, iată, ne interesează mulțimea Y-ilor respectiv. Așa, am să iau un exemplu, să zicem F de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Iată, aici A-ul este 1, B-ul este 5, C-ul este 6. Și în legătură cu funcția asta de gradul 2, el definit sigur pe F cu valori în F, iată că mă interesează să văd care sunt Y-ii care apar. Asta înseamnă a studia funcția. Ne interesează ce fel de Y-ii uneori, pozitivi, negativi. Deci de aici dă drumul la o discuție destul de interesantă. Iată, sigur m-a interesat când aceștia, când Y egal cu 0. Ia să vedem. Y egal cu 0, ce X asigură asta? Care sunt X și care ne asigură ce X sunt aceia, nu? Cu cine este egal X-ul, așa încât Y o să fie egal cu 0. Adică nu este Y-X. Adică, practic, eu aici aș avea că echivalentul a spune că F de X egal cu 0
ceea ce mă conduce la x pătrat minus 5x plus 6, da? Egal cu 0. Deci ce x asigură y cu 0? Dar care sunt x și reali? Pentru care y cu 0. Vedeți asta. Și asta este ecuația atașată, zicem. Și de foarte multe ori rezolvăm ecuații de acestea, da? Atenție! A rezolva ecuația de gradul 2 asta înseamnă, deci, iată, e egală cu 0, înseamnă, de fapt, să interzezi ce x asigură pe y egal cu 0. Sigur, sunt variante când nu găsim niciun x, pentru că y poate fi 0, sunt variante când găsim x dublu, adică un singur x, sau nu găsim niciun x, spuneam, da? Nu găsim niciun x, sau y, găsim un singur x sau y, două valori ale lui x. În cazul nostru, ce x asigură asta? X1 egal cu 1, ce y obținem? Dacă locuim pe x cu 1, y respectiv va fi egal 1 minus 5 plus 6, 1 și 6, 7, minus 5, 2. E, nu face 0. Diferit de 0, nu-i vor. Iată, x egal cu 2 și x egal cu 3, cei doi x asigură, nu? Ca imagine, așa vorbim, deci imaginea este 0. Când locuim de x cu 0, r de 0 face 0, r de 2 face 0 și r de 3 face 0. Asta înseamnă că am găsit două valori ale x care au pe y egal cu 0. Dragilor, sigur, numai cu ecuația asta, dar formula aceea cum a fost stabilită, vă mai amintiți? Formula aceea pentru ecuația generală a x pătrat plus bx plus c egal cu 0. Cum găseam? Era formula x1, 2. x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din delta, nu? Supra 2a. M-ați găsit cu cineva și după foarte mulți ani de așa, de când termasă școala, liceul, bănesc, își amintea formula asta. X1, 2 egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Ei bine, delta asta fiind egal cu b pătrat minus 4ac. Sigur, nu cineva așa a visat peste noapte și asigură. Sigur, da, într-adevăr, aici dacă facem un calcul, veți vedea că 2 și 3 sunt soluțiile. Iată, pentru a este aici 1, b pentru ecuația dată a este 1, b minus 5 și c este 6. Deci, în cazul nostru, delta a fi egal cu b pătrat, adică minus 5 la pătrat, minus 4ac, 4 ori 1 ori 6, și face 25 minus 24 și face egal cu 1. Acum, am să vă spun un lucru. Încerc această formă de prezentare mai pe înțelesul multor dintre elevi. Că știți că marea problemă a învățământului nu este aceea a copiilor care, mă rog, știu foarte bine aceste lucruri, se duc spre vârf, ei merg foarte ușor, natural. Ce ne face cu marea masă a copiilor, așa cum ați văzut la lecția 124 sau 125 pe care o am eu acolo prezentată în succesiunea lecțiilor, o lecție concret făcută într-o clasă, așa cum visez eu că se va întâmpla vreodată, nu știu când, poate chiar cât eu încă mai sunt pentru voi, o lecție în care copiii unei clase de a 8-a, nu, iată-i acum, să spunem, cum sunteți voi cei care sunt la 8-a, acum sunteți la 9-a, și care au mari dificultăți, mari dificultăți. De ce? Pentru că au lacune în urmă, pentru că nu că ei, la natură, aș fost condamnat să-mi știe, ci pentru că nimeni nu s-a ocupat cu foarte multă atenție. În matematică le-a fost prezentată destul de dificil. Așa că lecția asta pe care o vreau, o vreau așa în varianta aceea accesibilă marei părți a elevilor de clasa noua, situația mai jos, care au multe lacune. Nu din vina lor, repet, din vina sistemului. Eu asta am spus, o să o repet continuu. Ei bine, delta aici este 1. Și atunci x1, 2, nu? După formula asta, x1, 2, x1, 2 este egal cu minus b, adică 5, minus minus din 5, minus minus 5 face 5,
plus sau minus, sigur că sunt mare parte din cei care n-au bine puse la punct legea semnilor. Încă nu le clar. La mulțire, minus cu minus, de ce face plus. Toate acestea le găsiți, dragilor, pe blog. Dacă ziceți legea semnilor, stați pe Google acolo, vă veți bucura de niște explicații pe care le-am încercat în mai multe rânduri. Și am insistat pe cât posibil să fie ușor de înțeles. De aceea acum m-am tot dus și încerc acum la clasa 1-a, 2-a să fac legea semnilor sub formă de joacă, fără ca ei să facă un efort maxim, înțelegând ușor aceste semne, până când, nu așa cum e varianta asta, când termină clasa a 4-a, ei să aibă șansa să știe foarte bine lucrurile acestea. Poate cineva mă va auzi, este o mare dramă, când până în clasa, sfârșitul clasei a 6-a îi ții, fără, lucrezi numai în numerele naturale, numerele, deci în Z nu lucrăm, și la sfârșit, hai să facem și legea, plus cu minus, minus cu plus, le dăm ca niște rețete, ei nu înțeleg ce cercul la adunare, plus cu minus, așa, și atunci e foarte, foarte dificil. Așadar, 5 plus la minus radical din delta, care am spus că este 1, supra 2 ori A, de 2 ori 1, și face egal cu 5, două variante, x1 egal cu 6 pe 2, 3, și x2 egal cu 5 minus 1, 4 pe 2, egal cu 2. Iată cele două valori care asigură pe y egal cu 0. Înlocuindu-le, y-ul va fi egal cu 0. Deci sunt rădăcinile, spunem. Sunt rădăcinile ecuației atașate funcției. Deci sunt rădăcinile ecuației, dacă zicem egalitate, egală cu 0, de rădăcinile ecuației atașate, atașate funcției, care a fost funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Și când am luat-o egal cu 0, aceasta este ecuația atașată funcției de mai înainte, nu? Și problema era să găsim acei x pentru care y este 0. Nu am găsit, am găsit data asta două valori. Spuneam că aici intervine delta asta, radical din delta. Și radical din delta înseamnă, dacă e număr pozitiv, am cele două rădăcini, cam minus b plus sau minus, adică adunăm și scădem. Și iată, dacă adunăm, găsim o valoare, dacă scădem, găsim altă valoare. Deci dacă delta e strict mai mare ca 0, deci într-o discuție așa, dacă delta e strict mai mare ca 0, atunci rezultă că există radical din delta, adică pot lucra radical din delta, vă amintiți în clasa 7, s-a vorbit așa, că radicalul poate să lucreze numai de numere pozitive. Și dacă e dedesubt aici un număr pozitiv, știe că există cineva la pătrat care îți facă numărul respectiv. Dacă e număr negativ, nu există cineva la pătrat care îți facă număr negativ. Deci nu există cineva la pătrat care îți facă număr negativ, dacă aici e pozitiv. Sau egal cu 0, atunci nu mai adunăm și scădem, ci rădăcinile sunt egale. Deci, în condițiile astea, există radicalii delta și atunci x1 și x2 sunt niște numere reale, le obținem. Adică are rost. Dacă există radicalii delta, adunăm și scădem acolo. Dacă delta egal cu 0, atunci x1 va fi egal cu x2. Deci, rădăcinile sunt egale, spunem atunci, pentru că în momentul în care adunăm și scădem, nu mai adunăm 0. Și rămâne b pe 2a. Da, în formulă. Și 2, 3, dacă delta este negativ, atunci nu are rost, nu există, nu există, da? Nu există radical din delta, deci nu există, nu poate radicalul să lucreze dintr-un număr negativ, și în condițiile astea spunem că nu există x1 și x2 reale. Da, nu există x1 și x2 reale, nu le putem găsi. Că nu poate delta, nu poate radicalul să lucreze din număr negativ. Asta este povestea. Deci, observați că am pus la punct ideea asta, că atunci când rezolvăm ecuația de gradul 2, găsim sau nu găsim funcții de delta. Delta ne spune natura rădăcinilor. Sunt reale sau nu sunt reale, nu le știm, nu le putem găsi. Da, pe cele în care delta nu lucrează. Radicalul nu lucrează. Ei, acest lucru este foarte important să rețineți când discutăm despre natura rădăcinilor unei ecuații de gradul 2. Natura.
după Delta discutăm, da? Despre natura rădăcinilor. Așa că, sigur, acum mă gândesc cum anume, cum i-a venit în minte, ce fel, ce s-a întâmplat, cum de s-a găsit formula asta, cu alte cuvinte. Nu? Mai tot timpul eu vă propun să înțelegem matematica de jos, de la bază. Și iată cum anume. Totul a plecat de la ceea ce înseamnă, hai să spunem, să rezolvăm ecuația următoare. Deci dacă cineva vă spune să rezolvați ecuația x pătrat egal cu 4, voi spuneți repede, sunt două variante. Cine la pătrat să facă 4? 2 și minus 2. Deci rezultă, avem aici x1 egal cu 2 și x2 egal cu minus 2. Sunt două valori distincte, 2 și minus 2. Adică, m-a întrebat cineva la un moment dat, domn profesor, totuși, de ce spunem că radical din 4 este egal cu plus sau minus 2? De ce? E posibil așa să scriu? Nu, dragilor. De ce nu scriu așa? Pardon, m-a întrebat. De ce nu spunem că radical din 4 egal cu plus minus 2? Răspunsul este clar. Radicalul lucrează dintr-un număr pozitiv, da? Și dă ca rezultat tot un număr pozitiv. Nu o să vă spune egal cu plus minus radical din 2, ci numai cu 2. Fiindcă 2 la a doua egal cu 4, da? Dar el mă întreba pe bună dreptate. Dar de ce nu spune și cu minus 2? Pentru că minus 2 totul la a doua face egal cu cu 4, da? Dragule, ca să înțelegi și mai clar. Pentru că mare pericol este aici, din neînțelegerea asta, există riscul să greșim foarte, foarte mult. Deci radicalul spune așa, eu mă descurc dacă dedesubt am un număr pozitiv, sub ce am eu sub radical. Iar ca răspuns îți dau ție, tot un număr pozitiv. Da? Ca răspuns îți dau tot un număr pozitiv. Ei, povestea este așa. De ce s-a clarificat acest lucru? Pentru că, dragule, iată când zici radical din minus 2 la pătrat, riști să spui că face minus 2, se simplifică 2 cu 2, da? La indicele radicalului, adică și dă minus 2 și asta este fals. Fals. Deci așa ceva e greșit. De aceea radical din minus 2 la pătrat este egal cu modul din minus 2. Deci punem modul, dacă zicem, din ce poate zice modul? Că modul din minus 2 e egal cu, mai departe, cu 2. Ei bine, în clipa în care vei spune că radical din minus 2 egal cu minus 2, simplifici acolo, adică dacă ai radical din la pătrat, neștiind despre a ce fel de număr este pozitiv sau negativ, vom ieși totdeauna cu modul din a. Pentru ca să nu riscăm o mare trăsnaie de asta. Deci așa trebuie să înțelegeți, pentru că altfel riști să fie aul negativ și radical din minus 2 la pătrat după ce ai făcut mișcarea asta, zici că egal cu minus 2 și este greșit. Acum, el mă întreba, elevul respectiv, cred că era între noi, și spune așa, domnule profesor, totuși, de acolo spunem plus minus radical din 1. Da, plus minus, pentru că în clipa în care am asigurat egal cu 4, cine la a doua face 4? 2 sau minus 2? Da, 2 sau minus 2. Și de aceea, în clipa aceea, trebuie să luăm, în momentul acesta trebuie să luăm de-a două, de ambele valori. Deci de aceea zic x1, 2 egal cu și cu 2 și cu minus 2. Pe când, în clipa în care fac radicalul aici, eu nu am siguranța că tu mai întâi ridici pe minus 2 la a doua și minus 2 la a doua face 4 și atunci radical de 4 face 2, ci există riscul ca tu să surprinzi exact ca aici. Și atunci greșești dacă nu te asiguri că aul este pozitiv, ca să faci simplificarea aceea, indicele radicalului cu exponentul de aici. Deci, radicalul și cu puterea
sunt fenomene unul inversul celuilalt. O să vorbim o dată, de fapt, am discuția foarte bine purtată, funcția directă și funcția inversă. Dragilor, deci ca să înțelegeți în intimitate toate lucrurile acestea, deci foarte bine le-am pus la punct, într-un volum, acolo când am vorbit despre funcții. Deci tot capitolul funcții, dacă vă uitați la Prof. Online și tasați pe Google Prof. Online și intrați acolo pachete de DVD-uri, veți găsi un pachet cu funcții foarte, foarte, foarte bine precizate toate lucrurile acelea. Când vorbesc de funcția directă și funcția inversă, vedeți în ce condiții este funcția inversă, trebuie să fie bijectivă. Și atunci veți înțelege funcția putere, nu? Dă lui X, dăm lui X valori și dă ca răspuns funcția putere, atenție, îmi dă ca răspuns, e vorba de X la N acolo, da? Funcția putere F de X egal cu X la N. Îmi dă ca răspuns valori pozitive. Și ca să fie treaba întoarsă, atenție, mă, că ca să vorbesc de funcția puterii, să mă insist la F de X, egal cu A la X, A la X, asta e funcția puterii, cu precizarea ca mai mare ca 0. Și A diferit de 1. Da? A mai mare ca 0 diferit de 1, dragule, asta e rețeta. Deci ce înseamnă? Că în clipa în care au egal cu, este strict pozitiv, stabilit așa, ca să vorbesc de funcția puterii, numai așa trebuie să vă spun, ca pozitiv diferit de 0, atunci, indiferent ce există o valoare, ca răspuns voi obține numai numere pozitive. Înapoi, funcția inversă, care e funcția radicală, ei bine, funcția inversă, deci repet, care e funcția radicală, ca să aibă rost înapoi, iar asta direct este să fie bijectivă. Și cea înapoi îmi schimbă domeniul cu domeniul. Și de aceea trebuie să... Dar, repet, toate lucrurile bine sunt foarte corecte prezentate, așa cum v-am mai spus în volumul acela cu capitolul, volumul intitulat Funcții, cred că așa, intitulat Funcții. Și veți dori, așa cum am primit mesaje de la tineri profesori și un profesor acel între ei la care ne-a vorbit așa de frumos, totul era într-o nebuloasă. Am terminat facultatea tot noroasă și mi-era foarte... Nu mi-era clar. Funcție subiectivă, injectivă, injectivă, inversă, unei funcții și toate lucrurile acelea. Ei, văzând lecțiile dumneavoastră, tot a fost perfect clar. Și de aceea eu am aceste mesaje dinspre voi și vă invit să vă uitați acolo. Așadar, mă întorc și spun. Funcția aceasta, deci după delta... Ecuația atașată, avem rădăcini reale, există rădăcini reale și sunt acelea care găsim x1 2 egal cu minus b plus minus radical în 2a. Dacă delta egal cu 0 și dacă delta e negativ, nu le găsim pentru că radicalul nu lucrează. Mă întorc și spun, oare cui, cine a reușit, cui a venit în minte formula asta de gradul 2? Cum de-a găsit-o? Minus B plus minus radical din delta supra 2A. Așa, din curiozitate, după ce v-am spus ceva la pătrat egal cu 4 înseamnă două variante plus minus 2, aș dori să o aduc și pe asta la o formă de aceasta. De fapt, x pătrat înseamnă x pătrat minus 4 egal 0, nu? Așa înseamnă x pătrat minus 4 egal 2. Duc pe 4 din copă și aducem două variante. Dacă ecuația x pătrat plus bx plus c o să o aduc sub forma asta, atunci am să am cele două variante. Și ia să vedem. Deci, a, x pătrat plus bx plus c egal cu 0, a, x pătrat plus bx plus c egal cu 0, înseamnă de aici că echivalent cu scrierea, scot pe a factor forțat ca a diferit de 0, a pe lângă x pătrat plus b supra a ori x plus c supra a, da? Egal cu 0. A diferit de 0, deci rămâne numai asta să fie egal cu 0. Și ce nu se mai echivalent, va spune că x pătrat plus b supra a ori x plus c supra a egal cu 0. Ceea ce mă duce spre varianta, sunt tot timpul cu ochiul pe asta.
Și atunci am să fie ceva la pătrat, am prima parte la pătrat, îmi trebuie de două ori prima ori al doua, de două ori x nu am pe 2, pun un 2, deci o să spun x pătrat, plus 2b supra 2a ori x, de două ori, și doi când vezi simplifici pe aici, așa, asta am construit de două ori x-ul, ori b pe 2a, e construcția mea. Trebuie să spun partea a doua la pătrat, ideea de a-mi forma din nou, da? Plus b supra 2a la pătrat și minus b supra 2a totul la pătrat. Iată partea a doua la pătrat, atunci o scad și plus c supra și plus c supra a egal cu 0. Ce ar fi echivalent, dragilor, partea asta de aici este deja construcția făcută, e binomul la pătrat și apare x plus b supra 2a totul la pătrat, nu? Și aici minus b pătrat, minus b pătrat plus a, supra 4a pătrat și plus c supra a egal cu 0, ceea ce mă duce spre varianta x plus b supra 2a, x plus b supra 2a la pătrat e minus, când mă duc, am să aduc la aceeași metodă, dar vreau să-mi construiesc minus cum am aici, minus, și scot pe minus în fața linii difracției și atunci rămâne b pătrat minus 4ac, adică minusul scăzut în față, minus 4 AC, din ce motiv? Am adus la același numitor și de aici am plătit cu 4A. Da? Sotul supra 4A pătrat egal cu 0. Și iată cum a apărut B pătrat minus 4AC, pe care notez cu un delta, notez cu un număr. Deci delta este B pătrat minus 4AC. Și iată ecuația sună așa. X plus B supra 2A, X plus B supra 2a totul la pătrat, așa, minus delta supra 2a, 4a pătrat, pardon, egal cu 0. Ceea ce poate fi aranjat, x plus b supra 2a totul la pătrat, egal cu delta, am dus, nu, partea aceea, delta supra 4a totul la pătrat. Dragilor, acum aici pot să am o discuție. Dacă delta e mai mare ca 0, deci dacă delta e mai mare ca 0, atunci eu pot să spun în loc de delta, deci rezultă că delta acesta, delta, poate fi văzut ca fiind radical din delta la pătrat. Da? Delta egal cu radical din delta la pătrat. De ce? Pentru că e pozitiv, 2 cu 2 simplifică ca și mai înainte. Sau egal mai departe cu radical din delta totul la a doua. Da? Totul la a doua. Și atunci ecuația se scrie asta, x plus b supra 2a, x plus b supra 2a totul la pătrat este egal cu radical din delta supra cine? 4a pătrat poate fi 2a totul la pătrat. 2a totul la pătrat. Și acum suntem în varianta asta. X pătrat minus 4 e, da? Ceva la pătrat egal cu ceva, adică ăsta 4, care se poate fi ca 2 la pătrat. Și sunt două variante. Cine la a doua face acest număr pozitiv? Două sunt posibilitățile. Anume, o să am... Ia uitați-vă cât de clar apare acum. Și pe înțelesul vostru, a tuturor celor care veți urmări lecția. Deci, în clipa asta, eu îmi permit să spun că obțin cele două variante
asta de aici. Chestii ecuațiate aici, x pătrat plus b plus c egal cu 0 și ea s-a transformat în echivalenta, echivalența asta x plus b supra 2a, b supra 2a, totul la pătrat, egal cu radical din delta supra 2a, totul la pătrat. Da? Deci, pe radical din delta supra 2a, asigurăm că nu, e pozitiv acolo, radical de delta pozitiv și 2a totul la pătrat. Și atunci, de aici reiese foarte clar că sunt două variante. Am x plus b supra 2a egal cu plus minus radical din delta supra 2a. Da? Plus minus radical din delta supra 2a. Cele două valori. Adică cele două se transpun aici, x1 și x2. Deci de aici rezultă cum avea x1 egal cu duși pe b plus 2a în partea dreaptă. Sau hai să scriu aici. Vom avea x1, 2 egal cu minus b supra 2a plus minus, plus minus din cauza asta, deci radical din 2a, din delta, pardon, delta supra 2a. De unde voi obține odată x1 egal cu minus b plus radical din delta plus minus supra 2a, da? Și am odată cu varianta cu plus și odată cu varianta cu minus. Asta dacă delta este mai mare ca 0, da? E mai mare ca 0. Când delta e mai mare sau egal, hai să zic aici. Când e egal cu 0, nu mai am ce aduna și atunci x1 egal cu x2 egal cu minus b supra 2a. Deci, iată situația comunicată. Când delta este pozitiv, există cele două valori x1 și 2 reale și acestea sunt minus b plus minus radical din delta supra 2a. Iar când x1 și x2, când delta e egal cu 0, ele sunt egale, delta negativ, există, nu există cele două rădăcini, că nu poate lucra radical din delta. Da? Ăsta este motivul care... pentru că în condiția acelea, ceva la pătrat nu poate fi egal cu un număr negativ. V-am arătat de unde e formula asta. Nu este o enigmă, ci trebuie să înțelegeți că de aici a provenit toată povestea. În condițiile acestea, despre ecuația de gradul 2, de regulă elevii rețin formula asta, eu rețin mecanic, de aceea nu știu, minus b, plus b, delta acela e b pătrat sau minus b, minus 4ac, le e destul de, cum spun, memorându-l, nu le-a fost foarte clar de unde vine chestia asta. Vine ceea ce am insistat și am pornit pe ceea ce înseamnă formarea pătratului perfect, da, dragilor? Și cum anume ajung la variantă ceva, ceva la pătrat egal cu număr pozitiv și de acolo toată povestea asta. Practic, dacă mă întorc la ecuația aceea de gradul 2 pe care v-am dat-o mai devreme, x pătrat minus da, x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0, deci dacă mă întorc la ecuația aceea, x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0, veți vedea că același lucru pot face. Muncim, fac pătratul perfect, se întâmplă exact așa și în final veți constata că formula aceasta, mă rog, muncind așa, cu ceva pătratul perfect construit acolo, dau peste cele două valori, 2 și, 2 și 3. Cum de fapt ați văzut că aplicând formula mă duc foarte rapid pe chestia asta. Este foarte important să știți și de unde vine și cum vine formula asta, pentru că voi să, nu știu, eu așa aș face. Aș demonstra, cum am făcut eu acum, ca delta acela